Te salutăm și bine te-am găsit pe canalul nostru de YouTube Metronics GCB. Am început anul în forță cu o avarie la utilaj, ce ne-a dat ceva bătăi de cap. S-a fisurat o conductă care iese din pompa hidraulică a buldoexcavatorului. Astăzi a ajuns curierul cu piesa cea nouă la sediul firmei. Aceasta este. Cealaltă este fisurată la unul din capete și va trebui schimbată, astfel încât nu o să mai avem probleme și o să putem folosi utilajul în condiții optime. Am plecat, ne revedem mai târziu cu noi detalii. Salut și bine ai revenit pe canalul meu de YouTube Metron GCB. Astăzi vom face ceva reparații la sistemul hidraulic. De curând ni s-a fisurat o țeavă care iese din pompa hidraulică și pierdem foarte, foarte, foarte mult ulei. E o țeavă pe care nu am găsit-o pe stoc, a durat 10 zile să vină din străinătate și vom încerca să o schimbăm. Este poziționată foarte, foarte, foarte urât. Deja se vede cum curge uleiul. Să vedem dacă reușim să avem acces. Este vorba despre această bucată de țeavă. Pompa hidraulică, iar bucata aceasta de țeavă este fisurată la un binare. Poziție foarte incomodă. Foarte complicată poziția, foarte, n-am desfăcut niciodată o țeapă așa. Așa greu. O aștept pe Diana să vină să-mi aducă piesa. Ia zi-mi. Unde ești? Am intrat aici, unde sunt barăcele. Da, vino pe lângă hala asta, în spate. Da, da, da. Da? Hai. A ajuns piesa. A
Mărâtule, ce e cu tine? Vezi că ești online. Da, da. Ești cu tovară și pe YouTube. Cam așa. Cred că ne ce s-a spart aici. Cam așa arată. Aceasta este piesa care s-a stricat. A luat o fisură fix în sudura din fabrică. Deci piesa curge pe aici, țeava curge pe aici. O să o dau jos și o să o repar și pe cealaltă care e stricată, o să o sudez și o să o țin de rezervă. Piesa asta a costat 220 de euro. O bucată de țeavă. Sper să reușesc să o pun, să nu mai curgă. Diana mă lasă. O să las cu munca, cu uleiul și cu murdăria și plec. Mă duc la sală. Ea se duce la gym, să facă sport și eu rămân să schimb țeava. Mă întorc când e gata. Foarte greu, foarte înghesuit. Deci nu pot să cred. Gata. A durat foarte mult pentru că nu am reușit să desfac furtunul. Era o poziție și nu încăpea cheia. Acum o vom monta fără furtunul acesta și vom pune ulterior furtunul. Utilajul este din 2015, iar țeava aceasta este din 2018. Semn că s-a mai stricat odată. Am terminat de asamblat piesa. Vom încerca să o montăm. Urați-mi succes! Pot să cred. Am aruncat o ultimă privire. A durat cam 3 ore și jumătate. Abia așteptăm să vină vara, să spălăm utilajul, să ține curat, să nu se mai murdărească. A fost un proces anevoios, foarte, foarte greu. Am schimbat conducta. Sperăm să nu mai curgă, dar mai trebuie să curgă. Să-i dăm drumul la treabă. Nu uita să te abonezi la canal. În următoarea perioadă vom face multe videouri și despre utilaj, despre reparații, despre cum se conduce. Te salut!